Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la versetul 30 la versetul 36. Toți cei care aveți Scriptura, și bine ar fi să o avem, vreau să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, ne deschidem și inima. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la versetul 30, citim Cuvântul Domnului. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Amin. Haideți să stăm în rugăciune. Doamne, numai Tu ne poți capacita mintea în seara aceasta să cunoaștem adevărul și mai apoi să-L iubim. Mulțumim pentru vremea de har. Stăm și astăzi ca un singur om și Te rugăm frumos, satură-ne Tu. Fă să putem să pricepem adevărul. Dă-mi și mie priceperea de a mânui cuvântul în așa fel încât strângerea noastră la oaltă să ne facă mai buni. Te rugăm să lucrezi în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cineva spunea că succesul în general în afaceri nu depinde în primul și în primul rând de coeficientul de inteligență, cât mai ales de capacitatea de concentrare a atenției. Într-o lume în care fiecare vrea să ne câștige atenția, e tot mai greu să ai atenția concentrată asupra ceea ce trebuie. Acum, dacă lucrul acesta este valabil în viața de zi cu zi, cu siguranță el rămâne valabil și în lucrurile spirituale. Vedeți, atunci când avem probleme de focalizare și vederea nu ne este clară, e foarte ușor să ne punem o pereche de ochelari care nu fac altceva decât să ajute focalizării noastre. Ce facem însă când mintea nu ne este focalizată? Dascălii știu foarte bine și trebuie să recunoască că este o adevărată provocare pentru ei să aibă un copil cu deficit de atenție. Nu cred că vreun dascăl și-ar dori să aibă în clasă, deși trebuie să-i cuprindem pe toți cu dragoste. Un copil cu deficit de atenție este o reală provocare, dar vă spuneam și dimineață, un creștin cu deficit de atenție este unul care rămâne în mediocritate. Am pornit în studiul nostru, în parcursul acesta între mediocritate și maturitate, să ne uităm etapă cu etapă în a doua epistolă a lui Petru, în trăsăturile pe care le pune în capitolul 1. Și am văzut că este esențial pentru cel care vrea să meargă spre maturitate să-și dea toată silința. Și Petru este cel care spune: dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cunoștința.
În epistola lui Petru, mai bine de 14 ore, termenul acesta de cunoaștere sau cunoștință este subliniat. Și e limpede că cel care vrea să crească înspre maturitate trebuie să învețe să aibă o minte focalizată. Fără o minte focalizată, nu poți spera să crești înspre maturitate. De asta am ales astăzi pasajul acesta, vom face și alte referiri. Întrebarea la care vreau să găsim răspuns este: cum putem să dezvoltăm în noi această minte focalizată? Câteva lucruri pe care vreau să le descoperim în Scriptură. Mai întâi, un creștin cu mintea focalizată a descoperit sursa adevărului. Un creștin cu mintea focalizată a descoperit sursa adevărului. Domnul Iisus are curajul și în pasajul acesta și în altele să se prezinte pe sine ca și adevărul. Nu doar un adevăr, nu doar unul dintre celelalte adevăruri, ci adevărul. Cuvântul spune: veți cunoaște adevărul cu amare. Sigur că lucrul acesta a sunat șocant atunci, și sună la fel de șocant și astăzi. Astăzi, într-o vreme în care fiecare are adevărul lui și nimeni nu-și poate permite, cel puțin așa spune tot ceea ce înseamnă preajma noastră, nimeni nu poate să emită pretenția că ar avea adevărul, Domnul Iisus este cel care afirmă: veți cunoaște adevărul. Ateii neagă existența adevărului, agnosticii neagă posibilitatea cunoașterii adevărului. E bine, Domnul Iisus pune înainte această afirmație: veți cunoaște adevărul. Dragii mei, adevărul lui Dumnezeu poate fi găsit în pagina Scripturii și în persoana Domnului Iisus. Și cine vrea să aibă o minte focalizată va începe de aici, de la cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu e pe pagina Scripturii. Și, dragii mei, cine vrea să se maturizeze, cine vrea să-și focalizeze mintea, trebuie să înceapă de la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu începi de aici, poți citi enorm de multe lucruri, îți buiguie mintea și ți-o lasă în ceață. Vă spuneam și altă dată, când eram mic și când mama m-a încurajat să învăț să mă îmbrac singur, cea mai mare provocare era să nimeresc nasturile cu gaica. Se întâmpla că eram ori așa, ori așa. Până când am învățat o regulă simplă. Și mama a spus: întotdeauna începe de sus. Pentru că dacă ai început bine, e mai greu să le încurci. Dragii mei, noi suntem chemați să descoperim această sursă a adevărului. Și Biserica lui Hristos e chemată să propovăduiască adevărul cuvântului Dumnezeu. De asta Pavel spune: biserica care este stâlpul și temelia adevărului. Dar în al doilea rând am spus, adevărul se descoperă în pagina Scripturii, dar adevărul ne este descoperit în persoana Domnului Iisus Hristos. Și cine vrea să se maturizeze, cine vrea să crească în cunoaștere, mai întâi trebuie să descopere sursa adevărului. Și această sursă adevărului este în persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea vă rog să rețineți, dați-vă toată silința să uniți cu credința fapta, cunoștința și lucrurile continuă. Pentru că parcursul acesta este pentru cineva care prin credință a descoperit că Iisus Hristos este sursa adevărului. Domnul Iisus spunea în altă parte, în Matei capitolul 11, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Și imediat după aceea, versetul următor, versetul 29, spune: și învățați de la mine.
Dragii mei, mai întâi vii la El, mai întâi îl descoperi pe El și mai apoi înveți să mergi după El. De aceea, orice demers de cunoaștere și orice pas în maturizare începe mai întâi aici. Ai descoperit sursa adevărului. Când Domnul Iisus le cerea ucenicilor să vină după El, imaginea era aceea a unui mentor care își ia ucenicii și își îi ține în preajmă. Pentru noi astăzi, imaginea aceasta e parcă greu de prins, pentru că nu e așa, dacă vrei să cunoști adevărul, te duci la o școală bună și tot sistemul educațional este centrat pe a învăța într-o școală. Domnul Iisus ne prezintă un alt model. Cine vrea să cunoască, să vină după mine. Să-L urmeze pe El, să se angreneze în acest proces al uceniciei. Vreau să nu uite nimeni că mai întâi în pagina Scripturii a fost ucenicia și după aceea a fost termenul de creștin. Fapte 11 ne spune, întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștin. Dacă vrei să descoperi sursa adevărului, lasă ca viața ta să-L urmeze pe El. E una să cunoști despre El și altceva este să-L cunoști pe El. Vedeți, oamenii obișnuiesc să folosească această expresie, meseria nu se învață, ci se fură. Acum, ce ați zice dacă v-aș spune în felul următor? Creștinismul autentic nu se învață, ci, dacă vreți, el se copiază în umblarea cu Domnul Iisus. Dacă n-am prins esența aici, te trezești că ai acumulat câteva cunoștințe și spui, asta e. Nu, nu. Creștinismul autentic este... Te uiți și îl copiezi pe Hristos. Un creștin cu mintea focalizată a descoperit sursa adevărului. În al doilea rând, un creștin cu mintea focalizată s-a deprins în studierea adevărului. Un creștin cu mintea focalizată s-a deprins în studierea adevărului. În pasajul nostru, cuvintele Domnului Iisus sună foarte clar. Rămâneți în cuvântul meu. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Adeseori când citim pasajul acesta avem senzația că acest a rămâne în cuvântul meu este precum un copil e obligat să rămână, să nu-mi ieși din cuvântul meu. Care părinte ne-a spus lucrul acesta? Și da, într-un sens, a rămâne în cuvânt înseamnă a rămâne în perimetru ascultării de el. Când tata îmi spunea să nu ieși din cuvântul meu, era limpede că trebuia să nu trec peste. De exemplu, dacă îmi spunea, nu ai voie să cobori de la balcon pentru niciun motiv până când se termină biserica. Să nu ieși din cuvântul meu, acum n-am făcut niciun fel de aluzie pentru cei care mai ies într-o parte sau în alta, niciun fel de probleme, dar rețineți imaginea. Să nu-mi ieși din cuvânt, că vreau sau nu vreau, trebuia să stau acolo. Sensul pe care îl folosește Domnul Iisus este unul mai amplu. A rămâne în cuvântul Lui e imaginea aceea a adâncirii. E precum mlădița rămâne în viță. E acea legătură organică, e acel pom care își are rădăcinile înspre
izvorul de apă. Iacov spune, dar cine își va adânci privirile în legea lui Dumnezeu? Și, dragii mei, cine vrea să aibă o minte focalizată, va trebui să se deprindă în această studiere a adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu. Pregătindu-mă pentru mesajul acesta, am știut că am în bibliotecă o carte pe care o am și în engleză și în limba română. Cartea sună ca și titlu simplu. Am adus-o aici să ademenesc pe câțiva. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată mintea ta. În Matei, capitolul 22, versetul 37, Domnul Iisus răspunde celor care l-au întrebat care e cea mai mare poruncă și El spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și acum îmi spuneți dumneavoastră, cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Știți că în alte traduceri acest cu tot cugetul este cu toată mintea? Dragii mei, cine vrea să ajungă la maturizare, să nu-și pună mintea în cui. Să caute să-L iubească pe Dumnezeu cu toată mintea lui. Cu alte cuvinte, un astfel de om s-a deprins în studierea adevărului. Cineva spunea, o Biblie necitită este ca și o mâncare gustoasă care rămâne negustată în nimeni. O Biblie necitită e ca o scrisoare de dragoste pe care n-a deschis-o nimeni. O Biblie necitită este un filon de aur pe care nu l-a descoperit și nu l-a excavat nimeni. O Biblie necitită este ca și o sabie care rămâne în teacă. E cumva așa Biblia ta? Știu, ne-am angrenat în citirea Scripturilor într-un an de zile. Știu de asemenea că într-o lună procentul care perseverează se reduce. V-am spus la începutul anului, statisticile nu s-au făcut direct în biserica noastră, slavă Domnului pentru asta, la sfârșitul anului 19% din cei care au luat hotărâri sfinte reușesc să le ducă până la capăt. Dar cine vrea să aibă o minte focalizată, cine vrea să-L iubească pe Dumnezeu cu toată mintea lui, trebuie să se deprindă în studierea cuvântului. Și aici vreau să punctez câteva lucruri. E adevărat că întotdeauna e dificil să ții echilibru între informație și formare. Informare și formare. Și nu vreau să mă joc cu cuvintele. Dar să începem de aici. Când încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, nu căuta în primul rând ceva ce mi-a picat bine. Știți, folosim expresia asta și nu pot să spun că n-am folosit-o și eu. Dar aceeași expresie o folosim și când mi-a picat bine o mâncare. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, fii preocupat mai întâi să culegi informații. Mintea noastră, dragii mei, se hrănește cu informații. Și noi trebuie să ne angrenăm mintea și să ne îmbogățim mintea, să hrănim mintea, să lăsăm mintea noastră să macine informații, în primul rând. Extrage adevărul, cumpără-l. Caută să-L descoperi, lasă-ți mintea stârnită, închide după ce ai citit pasajul și spune, bun, cu ce am rămas? Ce informație nouă am? Mai apoi, nu te opri la ei atât. Informațiile sunt cele care vor naște în tine idei.
De altfel, în procesul nostru de gândire, operăm cu idei și unii comentatori merg un pas mai departe și spun cu imagini, cu anumite tipare de gândire. Cu alte cuvinte, am cules informații și acum preocuparea mea este ca în mod concentrat să încerc să văd în ce fel astea îmi îmbogățesc înțelegerea, ideile, felul în care percep realitatea, felul în care percep Dumnezeu, felul în care învăț să-mi ordonez viața. Informații, idei, imagini și, în ultimul punct, închinarea sau iubirea autentică de Dumnezeu. Vă rog să rețineți, când diavolul a ispitit pe primii oameni, nu le-a pus piedică, nu i-a lovit cu un băț în cap, ci le-a insinuat ce? O idee, o îndoială. Păi, observați că diavolul a știut unde să atace. Când noi înșine nu suntem preocupați să ne noim gândirea, și asta înseamnă mintea focalizată, tiparele vechi de gândire ale celui rău sunt înlăturate și mintea îmi este înnoită de informații, idei, imagini, dar nu ne oprim aici. În final, scopul studierii adevărului este să-ți încălzească inima și să înceapă să iubească adevărul. Scriptura ne spune și o spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 8, cunoștința îngânfă, dar dragostea ce face? Zidește. Și, dragii mei, noi dacă nu ducem procesul până la capăt, ne trezim că ne umflăm în pene, că știm mai mult decât celălalt. Și cineva spunea, sunt unii oameni care cunosc perfect voia lui Dumnezeu, au o singură problemă, o cunosc pentru alții, nu pentru ei. Cunoștința trebuie să sfârșească în închinare. Omul care ajunge să înțeleagă tiparele mari e omul care va începe să-L iubească pe Dumnezeu. Într-un fel, experiența ucenicilor spre Emaus, care după ce l-au văzut că Domnul Iisus a plecat din mijlocul lor, au spus, măi, nu ne ardea inima noi când? Când ne deschidea Scripturile. Dragii mei, vă rog să vă verificați în orice demers în care deschizi Scriptura, că e în timpul tău de părtășie, că e la studiu, că e în grupul de părtășie în case, că e în propovăduirea cuvântului în formatul acesta, în adunare, dacă procesul de cunoaștere nu sfârșește prin încălzirea inimii, ceva nu-i la locul lui. Un creștin cu mintea focalizată s-a deprins în studierea adevărului. Dar în al treilea rând, un creștin cu mintea focalizată poate fi distras prin sabotarea adevărului. Vă rog să rețineți, un creștin cu mintea focalizată poate să fie distras prin sabotarea adevărului. N-ați observat că timpul de concentrare a unui om astăzi, în jurul lui oricărei sarcini, este din ce în ce mai redus?
Da, știu, sunt și factori ce țin de fizicul nostru, de îmbătrânirea noastră, capacitatea de concentrare știu că scade. Dar vă rog să rețineți, într-o lume în care 1100 de lucruri vor să-ți distragă atenția, e așa de important să știi să-ți concentrezi atenția. O să vă dau câteva exemple așa mici, cumva din folclorul de biserică. Am văzut de-a lungul anilor în biserică oameni care una, două își lasă atenția distrasă de scâncetul unui copil, altul de scamele din față de pe haina vecinului, altul dacă clipăie un bec și te mir care lucruri. De aceea vă spun, un creștin cu mintea focalizată poate să fie distras prin elemente care sabotează adevărul. Și am să trec în revistă câteva din ele. Mai întâi, imaginea este un adevărat dușman al adevărului. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toată tehnica de astăzi și pentru felul în care imaginele pot să ne ajute și să fie în slujba adevărului. Dar de foarte, foarte multe ori, imaginea luptă în detrimentul ideii. Am citit cum un sociolog de la Harvard spunea, societățile sau culturile sunt fie o cultură a ideii sau a imaginii. O cultură centrată pe senzorială este o cultură care rapid se secularizează. Pentru că tot ceea ce contează este tot ceea ce se vede și se poate pipăi. Și o astfel de cultură se dezintegrează. Și acum, frații mei, n-am ales noi în ce perioadă să ne naștem. Nu am putea să întoarcem spatele împotriva complet a acestei culturi în care suntem. Dar putem să o stăpânim. Și conștienți că imaginea riscă să saboteze adevărul, să luptăm împotrivă. Uitați-vă, vă rog, la știri. Dacă parcurgeți orice fel de program de știri, veți descoperi că foarte puțin mai apare fie comentatorul, fie cel care prezintă, ci urgent ecranul se împarte în patru, imagine, 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 așa încât cineva spunea că ni se servește o conversație de imagini, nu de idei. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru posibilitatea internetului și mă bucur pentru toți cei care ne pot urmări prin intermediul internetului. Dar niciodată imaginea n-ar trebui să fie făcută să înlocuiască ideile și adevărul. Un alt sabotor. Individualismul nostru feroce. Am spus-o și altă dată, n-am spus-o eu, că nu vreau să mă citesc pe mine. Esența păcatului este egoismul. În străfundul ființei noastre, fiecare din noi suntem narcisiști. Preocupați de ceea ce e pentru mine. Și în individualismul nostru lăsăm la o parte o seamă întreagă de lucru, rolul pe care ar trebui să-l avem în societate și brusc, asta mă interesează pe mine și asta nu mă interesează pe mine. Aud foarte des tineri care ar trebui să-și formeze o cultură generală. Deja de prin clasa noua, dacă îi întreb de geografie, istorie sau alte științe, spune, asta nu mă interesează. Eu vreau să mă fac inginer. Ok, și eu.
să fii un inginer fără cultură generală. Și dacă gândești viața doar prin prisma asta, asta nu-mi folosește mie, ești în esență un individualist. În plus, nu o să ai niciodată imaginea de ansamblu. De altfel, îngăduiți-mi să vă spun ca o paranteză, în privința aceasta, noi ar trebui să privim lucrurile întotdeauna stereo. Și de-aia Dumnezeu ne-a lăsat cu doi ochi și cu două urechi. Pe de o parte, trebuie să avem o imagine de ansamblu. E acea nevoie de a înțelege scopul ultim. Pe de altă parte, ai nevoie de o atenție focalizată, de a vedea că pășești pe drumul care să te ducă înspre scopul pe care l-ai ales. Individualismul e un dușman al adevărului. Un al treilea dușman e inactivitatea. Un soi de pasivitate cronică. Știți că atunci când cineva urmărește orice fel de program la televizor, 15% din creier este activ. Tot ceea ce ni se îmbie ne încurajează la pasivitate. Te așezi în fotoliu și urmărești. Mereu altcineva trebuie să muncească pentru tine. Da, îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru motoarele de căutare. Și cei care știu să folosească un calculator știu despre ce vorbesc. M-a spus-o întotdeauna când mă gândesc la perioada fratelui Chiu Mihai și a generației dânsului care și-a început lucrarea fără ca să aibă măcar o concordanță, spun, Doamne, cât de pregătit ar trebui să fim noi, care dau click și am un motor de căutare care îmi scoate versetele din Biblie. Acum nu vreau să spun că îmi scoate și predica, gata, dar să nu mergeți prea departe. Bun? Dar există în preajma noastră acest element care încurajează inactivitatea. Știți cum se manifestă ea? Ce să mai îmi bat eu capul să înțeleg un test dificil? Las că mi-l predică, fratele Onisim. Ce să mai citesc eu o carte? Citesc numai review-ul. Observați cum încet, încet pasivitatea se instaurează. Cineva, ca să sublinieze asta, spunea, uitați-vă o schimbare de semantică. Oamenii au crescut în generațiile trecute cu ideea sărbătorilor. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, descoperim că Dumnezeu a lăsat în istoria lui Israel sărbători, nu vacanțe. Sărbătorile erau menite să fie momente de odihnă, de reflexie și erau întotdeauna asociate închinării. Noi vorbim de vacanțe, nu de sărbători. Chiar și sărbătorile tradiționale, Paști, Crăciun și așa mai departe, au fost transformate în vacanțe. Termenul de vacanță are în sine asocierea vacantului, a locului liber. Dragii mei, o astfel de mentalitate sabotează adevărul. Mai este un element. Există un soi de agitație, care, ca și pendulul, dacă am vorbit despre pasivitate, există un soi de agitație în fiecare din noi care ne mănâncă timpul și când în sfârșit îl alocăm unui lucru important, spui, am adormit pur și simplu. Pentru că agitația cu care ne trăim viața ne stoarce de energie și când vrei să-ți focalizezi mintea, te trezești că e prea târziu.
prea târziu. Un ultim adevăr și cu asta voi încheia. Un creștin cu mintea focalizată va dobândi slobozenia adevărului. Vă rog să reciziți ceea ce ne spune textul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Foarte interesant să studiezi această afirmație, în primul rând în contextul ei. Reacția plină de orgoliu a evreilor a fost: noi n-am fost robi nimănui. Sigur că se gândeau la robia politică, deși erau sub stăpânirea romană. Dar vă rog să rețineți, doar adevărul ne va lăsa să fim ceea ce trebuie să fim. Libertatea nu înseamnă să faci ce vrei, ci libertatea este să faci ceea ce ai fost destinat să faci. Dacă vreți două imagini, le-am folosit frecvent, dar vi le spun ca să se întipărească în minte. Te uiți la o locomotivă și dacă ai fi căzut în lumea asta pentru prima dată, ai fi spus: uite, domnule, ce colos! Îngrădit să meargă pe două șine. Eu aș face o liberă. Când își câștigă libertatea de pe șine, cât mai merge? 100 de metri. Ia peștișorul, dacă vrei, nu vreau să zic în acvariu, ia peștișorul care se mișcă în mediul lui. Fă liber. Scoate-l de acolo. Și ai să vezi că l-ai distrus. Dragii mei, noi am fost făcuți să funcționăm liberi în adevărul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Mare parte din această rezervă a oamenilor de a cunoaște adevărul este că avem senzația că dacă nu cunosc legislația, nu cunosc adevărul, nu sunt nici răspunzător. Sunt oameni aici care pot să vă întărească ceea ce vă spun eu. Faptul că tu ești ignorant în privința legii nu te scutește de aplicarea legii. O spun șoferilor și îmi spun și mie: s-a schimbat codul rutier. Poate n-ați avut curiozitatea să-l citiți, dar vă rog să nu vă imaginați că dacă dumneavoastră sunteți oprit în trafic, spuneți: domnule, n-am apucat încă să-l citesc noul cod rutier, mulțumesc, dă-i drumul mai departe. Nu, nu. De asta cuvântul ne spune: veți cunoaște adevărul și adevărul te face liber. Mai întâi, adevărul te face liber de prejudecățile oamenilor. De tiparul pe care oamenii încearcă să-l imprime cu privire la tine, la religie în general, la viața de credință. În contextul de atunci, lucrurile păreau simple. Noi suntem fiii lui Avram. Și că, pentru că ne-am născut în neamul acesta, suntem fiii lui Avram. Era o prejudecată total greșită. Dragii mei, astăzi riscăm chiar și ca și credincioși evanghelici să-i creștem pe copiii noștri cu un soi de prejudecată în care ei înțeleg că a fi creștin înseamnă: ok, vin la biserică, îmi spun versetele biblice, viața mea se reduce la a face și la a nu face. Vreau să deschideți împreună cu mine în Coloseni capitolul 2 și vreau să vă citesc adevărul acesta. În Coloseni capitolul 2, de la versetul 22, urmăriți-mă. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
Dragii mei, n-am să spun că nu trebuie să punem garduri copiilor noștri și nouă înșine. Dar când facem din garduri prejudecățile după care judecăm oamenii și reducem viața de credință doar la nu atinge, nu lua, nu gusta, am scos afară tot ceea ce înseamnă intimitatea, bucuria relației cu Hristos. În al doilea rând, adevărul ne face slobozi de părerile noastre greșite. E uimitor să vezi cum oamenii au senzația că anumite afirmații sunt scripturale, dar când le întinzi Biblia să găsească afirmația, dau din colț în colț. Un sondaj, sigur, iarăși nu spun că s-a făcut la noi, mai ales nu la noi în oraș, a evidențiat următoarele. O proporție covârșitoare de oameni au spus da, expresia Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri este o expresie biblică. Ok. Alta. Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți purta. Și lista continuă. Cine ajunge să cunoască adevărul va ajunge să scape de aceste păreri care n-au fundament scriptural și care de multe ori sunt folosite de cel rău ca să producă o dezamăgire, o supărare pe Dumnezeu și pe realitate. Pentru că dacă tu ai senzația că Dumnezeu s-a dedicat 100% ca să te facă fericit, o altă minciunică, și brusc treci printr-o perioadă de încercări, de necazuri, spui, dar eu am crezut că Dumnezeu e altfel. Dai cu toate de pământ? Și toate astea au ca rădăcină o părere a ta care n-are nimic de a face cu Scriptura. Un ultim lucru. Domnul Iisus vorbea aici de slobozenia față de păcat. Spune că un om cu o gândire, o minte focalizată, va ajunge să cunoască slobozenia adevărului în raport cu păcălelile celui rău. V-am spus-o și altă dată. Diavolul nu ne poate face să păcătuim decât dacă mai întâi ne-a făcut să credem una din minciunile lui. Și minciunile lui sau tiparele lui de gândire sunt atât de întipărite în noi, încât e un efort, dacă vreți, supranatural. Să-ți înnoiești mintea, să-ți mobilezi mintea cu adevărul lui Dumnezeu, un adevăr care dejoacă aceste tipare, aceste întărituri ale celui rău cu care îți dirijează viața. Ăsta e beneficiul unui om cu mintea focalizată. Cu mulți ani în urmă, într-un orășel undeva în America, un angajat a unei companii de curierat a oprit în fața casei unui bătrân de 84 de ani și căruia trebuia să-i ducă un pachet. Pe când să sune la ușă, a auzit din interior alarma. Foarte rapid, de pe sub fereastră și pe sub ușă, a început să vadă fum. A spart ușa, omul era și un pompier voluntar, a localizat focul, a sunat după ajutor și pe când au venit pompierii, focul era stins. A rămas un singur lucru de rezolvat. Pompierii trebuiau să stabilească care este cauza incendiului. Și acum se întâmplă prin eliminare, s-au dus la tabloul electric, nicio siguranță sărită.
S-au dus să caute la valva de la gaz, totul în regulă. Unul din ei însă a observat ceva ciudat. O oglindă care era pusă pe o piesă de mobilier în camera de zi, fusese așa așezată, încât la un moment dat razele de soare care au intrat pe fereastră s-au reflectat în oglindă, oglinda le-a focalizat și au aprins câteva hârtii care erau pe masă. O să vi se pară ireal. Eu mi-aduc aminte că eram la fizică în clasa 7-a, când am luat o lupă, ai luat o foaie de hârtie și într-o zi însorită te-ai jucat cu distanța focală până când ai pus un punct, ai zăbovit un pic acolo și ai simțit miros de fum. Acum, dragii mei, asta e forța unei minți focalizate. Lucrul ăsta se aplică în viața de zi cu zi și lucrul acesta se aplică și în Scriptură. Când înveți să ai mintea focalizată, vei descoperi cum citirea cuvântului și studierea adevărului îți încălzește inima. Și în felul ăsta nu te lași umflat de mândrie, și în umilință te bucuri să ai gândul lui Hristos. Amin.